Jurnalele RTT. Știri la fix. Eroii anticomuniști au mai puțină căutare la Brașov decât au în Europa. Este regretul amar al președintelui Asociației Foștilor Deținuți Politic, Octavian Bjoza, care denunță dezinteresul învățământului brașovean pentru paginile de istorie scrise în temnițele comuniste. Eroii au fost comemorați astăzi printr-un ceremonial în ploaie la monumentul luptătorilor anticomuniști din fața Teatrului Isic Alexandrescu. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat, după care preoții au oficiat o slujbă de pomenire. La comemorare au participat și elevi, care știu mai mult generalități despre cei care au suferit cumplit în temnițe și lagăre de muncă pentru că s-au împotrivit regimului comunist. Au fost eroi care au murit în închisori pentru a proteja țara în 1950. Au luptat pentru a apăra patria împotriva comuniștilor. Am un respect față de cei care au murit și pentru că țin la aceste lucruri și aș vrea să le văd ca pe o tradiție. Comunismul a venit în forță după al doilea război mondial și ei au încercat să nu lese comunismul să se instaureze în țară, dar comunismul a fost prea puternic și ei n-a putut face față. Cei care au avut forța de a se împotrivi regimului criminal instaurat de comuniști sunt tot mai puțini de la an la an. Deși cei rămași în viață sunt adevărate tezaure de istorie anticomunistă, mărturiile foștilor deținuți nu sunt valorificate. Va mai puțin căutare decât în toată România și Europa. Nu prea mai interesează profesorii de istorie despre ceea ce s-a întâmplat în acei 45 de ani de comunism. Au fost niște vremi mai îndepărtate când eram foarte solicitat. Eroii anticomuniști sunt comemorați în fiecare an în 9 martie, ziua celor 40 de mucenici. Anul acesta însă a fost pentru prima dată când pomenirea s-a făcut la monumentul aripi, inaugurat în 2016 din Piața Presei Libere din capitală, iar brașoveanul Octav Bjoza a ținut să fie prezent la ceremonie. Este motivul pentru care comemorarea de la Brașov a avut loc în 10 martie. Administrația Națională de Meteorologie a transmis către mai multe județe din țară, printre care Brașov, Covasna și Harghita, o informare meteorologică privind fenomenele de precipitații, în general moderate cantitativ, predominant nisori la munte și intensificarea ale vântului. În intervalul 10 martie-12 martie ora 22, va ploua temporar în întreaga regiune. Se vor cumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales în zona montană, 25-30 de litri pe metru pătrat. La munte, la început, vor fi precipitații mixte, iar începând de sâmbătă, 11 martie, vor predomina ninsorile. Se va depune strat nou de zăpadă, iar vântul va avea intensificări, mai ales pe creste, cu rafale de peste 60-70 de km la oră, spulberând zăpada. Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul regiunii, cu viteze de 50-55 de km la oră. În estul Transilvaniei, duminică 12 martie, vor fi precipitații mixte. Un ginecolog făgărășan este cercetat pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu. Maria Iagăr, o pacientă de 49 de ani din Crihalma, a decedat la începutul săptămânii după ce medicul Doina Cerghit de la Spitalul Municipal Făgăraș i-a secționat din greșeală ureterul stâng. Femeia se internase în 27 februarie pentru o intervenție chirurgicală la uter, care, potrivit medicului ginecolog, ar fi decurs bine. După ce a fost externată, s-a simțit însă tot mai rău, iar sâmbătă trecută a solicitat ambulanța prin serviciul 112. S-au pierdut ore bune cu transportul pacientei între spitale, la Rupe, apoi la Făgăraș, de unde a fost transferată la Spitalul Județean Brașov. La ecografie, medicii brașoveni au constatat că chirurgul din Făgăraș îi secționase pacientei ureterul stâng. Maria Iagăr a fost supusă imediat unei noi intervenții chirurgicale de reimplantare de ureter, dar operația n-a mai ajutat-o pe femeie, care a decedat în data de 7 martie. Unul dintre cei doi fii ai Mariei Iagăr a depus plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Brașov împotriva medicului făgărășan care a operat-o pe mama lui și pe care l-acuză de neglijență. A fost înregistrat dosarul, se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și neglijență în serviciu, conform plângerii pe care a depus-o fiul persoanei decedate. A fost efectuată astăzi autopsia și s-au formulat deocamdată concluziile preliminare. Raportul de expertiză urmând a fi finalizat după ce se efectuează și examenul histopatologic de către Institutul Național de Medicină Legală Mina Minoviș București.
Dosarul este în lucru la Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Brașov, care îl va înainta după finalizarea parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Dacă vor considera că a fost culpă medicală, anchetatorii pot dispune trimiterea în judecată a medicului chirurg Doina Cerghit. Curățenie în locurile în care s-au acioat oamenii străzii. Polițiștii locali și operatorul de salubritate au curățat ieri zona din apropierea podului Zizin, de-a lungul căii ferate, în vecinătatea blocurilor din cartierul Florilor. Într-un perimetru de câțiva metri pătrați erau depozitate grămezi de gunoaie care transformaseră locul într-un adevărat focar de infecție. Poliția locală s-a autosesizat și a demarat procedurile de deratizare a întregului sector, pe care aveau de gând să se stabilească 10 persoane fără adăpost din Târgu Mureș. Locatarii zonei s-au plâns în repetate rânduri nu doar de mizerie, ci și de scandalurile pe care boschetarii le provocau, mai ales la ore târzii din noapte. Cum să nu vă bucuri că am scăpat de ei, că numai noi știm ce am trebuit. Că am mai dat și foc de la hârtile astea aici, dar... Ce să le faci, că dacă vine, eu pot să mă bag cu ei? Exact. Păi de asta suntem noi, de asta suntem noi, suntem în sprijinul nostru, astea sunt atribuțiile noastre de serviciu și o să venim și o să luăm măsurile legale. Deci de asta vă zic. Echipele de intervenție ale poliției locale au făcut același lucru în urmă cu ceva vreme și pe platforma de gunoi din apropierea podului de la Triaj. Aici își încropiseră culcuși din reziduri alți 6 oameni ai străzii, care au creat disconfort brașovenilor din zonă. Cum era de așteptat, persoanele identificate nu sunt din Brașov și la început au refuzat să prezinte documentele de identitate. Luați-vă lucrurile personale dacă vă aveți în ele? De valoare. Vă luați buletin, acte, ce aveți. Hai, uite-te să vedeți să fiți siguri. Hai, uite-te puțin să fiți siguri. Hai, stai în siguranță, tine că ai niște acte. După ce le-au distrus adăposturile provizorii, operatorii de la salubritate au ridicat tonele de gunoaie adunate de oamenii străzii. Persoanele care locuiau în aceste adăposturi improvizate au fost identificate, legitimate, sancționate și li s-a pus în vedere să se deplaseze către localitățile unde de fapt domiciliază. Polițiștii locali spun că de cele mai multe ori acești oameni sunt surprinși la cerșit în centrul orașului sau se folosesc de minori ori de persoane cu dizabilități pe care îi pun să apeleze la mila publicului. Acțiunea se înscrie într-o campanie derulată de câteva săptămâni de Poliția Locală Brașov, care implică activități de depistare a persoanelor fără adăpost. Selecția de căpșunari pentru Danemarca de la Brașov a adus candidați și de la Slobozia. 30 de posturi au fost puse la bătaie la AJFM pentru un contract de aproximativ 6-7 săptămâni. 15 persoane au venit de dimineață la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov la selecția națională pentru posturi de culegători de căpșuni în Danemarca. Nu toți au mai muncit în străinătate, dar toți vor să plece la cules decât să stea în țară pentru un salariu de mizerie. Unii au călătorit toată noaptea pentru a ajunge la Brașov. Până la vreo, să zicem, era vreo 1 ceas când am plecat. Și la ora 4 am fost aici. Pe chiar dacă găsești de muncă, dar nu poți să treci cu 10, 12 milioane, 15 ani, nu ai cum să treci, pentru că un copil cere haină, un copil cere o caiet, casa unde s-a trebuit să plătesc. Ai mai fost? Nu, n-am mai fost. O să fie un pic mai greu, dar asta e, nu contează. 70 de persoane din toată țara s-au înscris pentru a merge în Danemarca la muncă. Angajatorul a avut posibilitatea ca să selecteze aceste CV-uri. CV-urile au fost depuse din toată țara, un număr de 70. Angajatorul, deja persoanele pe care le știau, care au mai lucrat și au avut o colaborare în anii trecuți, deja a făcut selecția la 8 persoane. Sezonul de colectare a căpșunilor începe la 1 iunie și se termină în jurul datei de 15 iulie, astfel că durata contractului va fi de circa 6-7 săptămâni. Munca se va desfășura la o fermă în aer liber. Culesul începe la 4-5 dimineața, iar ziua de muncă este de 7-8 ore cu pauze. I need people that will like to work and a real social in the attitude, because we are a group, we make all together like one group. It's not the boss and some people down there, we are all on same level. If I don't have the people, it's not possible for me to pick strawberry. Plata muncii va fi în funcție de cantitatea recoltată, echivalentul în coroane daneze, aproximativ 1 euro pe kilogram, plus spor de muncă grea și spor pentru vacanță, aplicate la suma totală. Închiderea fiecărei gropi de gunoi neconforme din județ costă 1 milion de euro. Mai mult, dacă nu închidem până în iunie cele 5 gropi, riscăm amenzi de 75.000 de euro pe zi până la neutralizarea haldelor. Consilierii județeni au votat alocarea circa 115.000 de euro pentru fiecare groapă, dar forul județean așteaptă bani și de la guvern pentru această operație.
Banii alocați celor 5 gropi neecologizate din județ se vor folosi pentru studii sau actualizarea acestora în vederea închiderii haldelor, însă ar fi nevoie de 1 milion de euro pentru fiecare groapă. Consilierul PSD Radu Mitric a cerut conducerii Consiliului Județean să aloce diferența de bani din sumele pe care le are la dispoziție sau să încerce să obțină fonduri europene. Am considerat că dacă folosim banii din fondul de urgență al Consiliului Județean, vom reuși să închidem aceste gropi. Alții au fost de altă părere, nu am avut un răspuns complet din partea președintelui Consiliului Județean. Vom lupta în continuare pentru a găsi cele mai bune soluții și de finanțare și pentru a reuși să operăm și fonduri europene. Adrian Veștea spune însă că asemenea gropi nu există doar în județul Brașov, astfel că este o problemă a Guvernului României și așteaptă soluția propusă de la București pentru luarea deciziilor necesare închiderii celor 5 gropi din județ. Consiliul Județean s-a implicat, vom aloca bani pentru toate localitățile urbane, am și alocat în această ședință de buget, în funcție de posibilitățile care le avem și noi, fiindcă aceste sume nu au fost repartizate. Așteptăm ajutor, fiindcă este o problemă care nu este doar a județului. Județul nu poate satisface fără să existe un sprijin și din partea guvernului prin fondul de mediu. Dacă România nu va închide gropile necorespunzătoare până în luna iunie, lucru puțin probabil, va fi nevoită să plătească o amendă de 75.000 de euro pe zi pentru fiecare zi până la închiderea acestora. Pentru o groapă sunt necesari în medie 1 milion de euro, astfel că într-o lună am plătit amenzi aproape la fel de mari cât sunt costurile pentru închiderea unei gropi. Programul Startup Nation România a stârnit interes în mediul economic. Statul sprijină înființarea 10.000 de afaceri prin acordarea unui ajutor de minimis de până la 200.000 de lei pentru un beneficiar. Propuneri importante de modificare a ghidului au venit de la Brașov, unde programul a și fost lansat. Principala condiție pentru cei care vor să-și deschidă o afacere este să creeze minimum 2 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată și să le mențină în activitate cel puțin 3 ani. Deocamdată, grila de evaluare a proiectelor este în lucru. Este în consultare ghidul programului de finanțare Startup Nation România. A doua variantă a acestui ghid a fost deja publicată. Acolo cei interesați pot afla suma pe care o pot accesa, e vorba de 44.000 de euro, cheltuielile pe care le pot face prin accesarea acestui program, cum primesc punctajul pentru a fi selectați, domeniul de activitate, numărul de locuri de muncă nou create. Este important că acest program a stârnit un interes foarte mare. El este de altfel promovat acum în toată țara. De altfel, prima locație în care au poposit reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri a fost Brașovul, de unde au venit propuneri importante pentru modificarea acestui ghid. De exemplu, costul cu salariații să poată fi decontat de finanțarea atrasă măcar pentru primele 6 luni sau eligibilitatea TVA-ului. Deocamdată nu s-a găsit încă o soluție pentru a-i opri pe cei care dețin deja o firmă să nu profite de pe urma programului și să transfere angajații dintr-o societate deja în activitate într-una nouă. Ideea este ca prin acest program să ajutăm pe cei care își înființează firma să-și plătească salariile, măcar pentru început, pentru că altfel este o posibilitate ca cei care deja au afaceri în derulare să aleagă să-și înființeze o nouă societate comercială pentru a accesa programul și să transfere angajați de pe o firmă pe alta. Dar eu nu privesc lucrurile prin prisma acestei excepții. Cu siguranță programul va ajunge la cei care cu adevărat vor să înceapă un business și nu au capitalul necesar. Beneficiari ale programului Startup Nation România ar putea să fie IMM-urile înființate după 30 ianuarie 2017 care nu au datorii la bugetul de stat sau local. Cu banii de la stat, firmele vor putea cumpăra utilaje și echipamente, mobilier, licențe, pagini web și altele. Președintele PMP Brașov vrea o funcție de vicepreședinte la nivel central. Până la alegerile naționale, organizația județeană brașoveană se pregătește de alegeri interne la nivelul organizațiilor de tineret, municipală și județeană. Săptămâna viitoare este programată constituirea Ligii Aleșilor Locali pentru ca la începutul lunii aprilie să aibă loc alegerile în organizația de tineret, urmată de validarea structurilor locale. Partidul Mișcarea Populară se pregătește să trimită un reprezentant la Congresul pentru Liga Aleșilor Locali din 24 iunie. În principiu, organizația județeană va avea un candidat pentru funcția de vicepreședinte la nivel național.
În momentul acesta noi avem un reprezentat prin persoana mea, secretar executiv în Structura Națională de Conducere. Considerăm că organizația județeană a dat dovadă de maturitate și putem să fim reprezentați, putem să reprezentăm partidul, organizația județeană poate face parte din structura națională cu funcție de vicepreședinte. Organizația județeană a PMP Brașov numără în prezent aproximativ 3200 de membri. I Need to Tell You Something este volumul de versuri cu care a debutat Mara Voșloban. Tânăra de 17 ani semnează sub pseudonimul Ashley Green și spune că versurile au fost calea ideală de a-și exprima emoțiile. Deși studiază la liceul Johannes Honterus în limba germană, a ales să scrie în limba lui Shakespeare primul său volum. Inițial pe telefon și de cele mai multe ori chiar în timpul orelor. Adolescenta cântă la tobe de 2 ani, iar acum și-a făcut debutul și în literatură, pentru a exprima emoții și gânduri pe care nu le putea discuta cu prietenii săi, unde nu se simte întotdeauna acceptată. Nu am vrut să ajung să fumez, să mă droghez, să aduc la lucruri extreme, pentru că știam că mai târziu o să regret. Așa că m-am gândit la un lucru mai artistic. Eu, lucrând și în muzică, am ales versurile. Cred că e o carte binevenită, chiar terapeutică, să spun așa, cu un pic de înclinație profesională, atât pentru ea, că și-a exprimat lucruri adânci, terapeutică pentru alți copii de vârsta ei, pentru alți adolescenți care poate nu îndrăznesc să se exprime așa de aspru, chiar dur, aș zice uneori, dar s-ar putea să simtă lucruri asemănătoare și să se simte mai puțin singuri. Versurile au fost scrise în limba engleză, pe care, spun cei avizați, Ashley Green o îmbogățește. Dacă ți-a spune că te înțeleg, te simți oare un pic mai bine și mai crede? Asta este o interogație de tip filozofic care poate aparține oricărui om, fie și unei adolescent, unei liceen. Măsura valorii ei poetice o veți avea parcurgând această lucrare într-o engleză care nu are nimic corporatist, nimic de congres și nimic extra literar. Pseudonimul Ashley Green a fost ales de tânără mai întâi datorită rezonanței englezești, iar apoi pentru că are o preferință pentru culoarea verde. Polițiștii locali brașoveni au dat 181 de sancțiuni și amenzi în valoare de 39.100 de lei comercianților de flori și mărțișoare care au ignorat legea. Este rezultatul acțiunii Mărțișorul, derulată timp de o săptămână de Poliția Locală Brașov. În perioada 1-8 martie, agenții de la locală au periat toate zonele cu vad, dar și cele unde, în mod uzual, se desfășoară activități comerciale cu mărțișoare, obiecte cu caracter ornamental, flori și aranjamente florale. Echipele de polițiști locale au legitimat 212 comercianți care ocupau domeniul public pentru desfacerea acestor produse. Cei care vindeau fără să aibă abonamente au fost amendați, puși să strângă marfa și ambalajele, dar și să curețe deșeurile vegetale sau de altă natură din spațiile puse de primărie la dispoziția artizanilor sau florarilor.